În porturile de la malul Mării se aflau joi dimineață 23 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 20, erau în portul Constanța, două în portul Midia și una în portul Mangalia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere fier vechi sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 2 decembrie 8 nave, dintre care 6 așteptau pentru operare, iar 2 nu aveau operațiuni portuare. La avizări, joi dimineață, potrivit raportărilor, erau 5 nave, 4 pentru portul Constanța și una pentru portul Mangalia.